Pentru zodia Taur, există niște impulsuri lăuntrice în această perioadă 2-8 ianuarie. Ceva ce ține de cunoașterea trecutului, de atracția către natură, cunoașterea spirituală, filozofică. Toate aceste lucruri vă favorizează în a fi original, în a arăta dorința de reușită. Voința voastră poate să urmărească scopuri bine definite, inventivi, relațiile romantice și imaginația este bună, originalitate, emoții, idei. Poate să apară și voință, nonconformism, relații poate mai neconvenționale. Sacrificiile, secretele din carieră vă pot face să arătați maturitate afectivă, generozitate, curiozitate, să vă manifestați sentimentele, relații de încredere, fidelitate în carieră se manifestă poate un pic mai mult dorința de independență, relațiile pot fi mai nonconformiste în această perioadă. Putem vorbi și de relații de prietenie, de creativitate. În 7 ianuarie, luna plină din rac va aduce la lumină adevăruri ascunse, vă va deschide posibilitatea de a comunica cu apropiații, dar pot ieși secrete la lumină în această perioadă. Tensiunile țin de cunoaștere, de călătorii, poate și de comunicare cei apropiați. Pot să apară ceva dificultăți în această zonă, iar tensiunile lunii pline din data de 7 ianuarie se valorifică în plan personal prin dorința de libertate, prin idei nonconformiste, prin deschidere la progres. Relații bune, armonioase, în data de 7 ianuarie, de altfel și resursele și cariera se află în armonie. Practic vorbim de idealism, de sensibilitate, de rafinament, de echilibru efectiv, iar relațiile pot să vă stimuleze sentimentele. Între carieră și comunicarea cu cei apropiați sunt ceva tensiuni, pot să apară tensiuni, relații poate un pic mai extravagante și uneori poate incompatibile. Tensiunile însă se valorifică prin comunicarea cu cei apropiați, prin abținerea de la acțiune, prin analiza situațiilor apărute. Lilith sau Luna Neagră iese din rac și va intra în leu, unde va rămâne până prin 3 octombrie. Practic, în leu vă va influența familia, căminul, trecutul, poate aduce lucruri poate extreme de voință și de creativitate, poate chiar pe de o parte atașamente, repulsie, dorința de a vă autodepăși, mai ales legat de eșecurile proprii.